M-a atras la Bogata dorul de locurile mele, de origine. Mi s-a părut că seamănă într-o cuva cu Glodenii, pentru că e un sat retras, un sat unitar, un sat în care am găsit o liniște ancestrală și unde oamenii seamănă cu oamenii din totdeauna. De asta am și prieteni. Lola, unde ești? Așa. Dar ați văzut o fotografie. Omul din acea fotografie este străbunicul meu pe linie maternă. Îl cheamă Vasile Niță și a trăit între 1846 și 1946. Nu. 1926. Cronica satului îl prezintă ca pe un om fruntaș în satul lui. Un om care nu era foarte, foarte bogat, dar oricum era destul de înstărit ca să ducă o viață frumoasă și îndestulată. Era priceput în toate treburile gospodărești. El singur își făcea căruța, el singur își croia și își construia stupii, butiile, linul, teascul. Omul acesta n-a trecut niciodată pragul unei școli, dar știa să deslușească butiile slavone și cele latinești, pentru că îngrijise și vindecase de ftizie un călugăr pe care l-a găzduit în casa lui vreme de mai mulți ani. Există o poveste frumoasă. Un fel de, chiar o legendă printre oamenii satului meu natal. Străbunica mea, Leanca, Elena, a stârnit un mic război troian, căsătorindu-se într-un mod foarte original cu străbunicul meu, pe care îl văzureți în poză. Ghiță Baltag, asemeni multor glodenari, s-a gândit că cea mai potrivită mireasă pentru feciorul său ar fi una dintre fetele lui Ion Pârșe, oier vestit, cu 3.000 de oi păstorite pe 3 munți din masivul Bucegilor. Era chiar o modă ca feciorii mai răsăriți din Glodeni să-și ia mirese din satele de munte frumoase și bogate, și satele și fetele. S-au dus împețit, după cum era obiceiul, la Iona lui Pârșe și au fost primiți cu tot fastul acelor vremi. Două fete se fuduleau prin casă, ajutându-și mama la servit și încercând să tragă cu coada ochiului să vadă cât de chipeș este feciorul descălecat în ograda lor. Fata cea mare se numea Filoftea și era cam înceată la minte. Nici chipeșe nu era. În schimb, Leanca, sora mai mică, se zice că ar fi fost o mândrețe de fată cu minte ageră și trupeșă. Altădată, când mai veniseră oameni împețit, tatăl ei o ținuse ascunsă în beci
scoțând la vedere doar pe cea mare dintre fete, cea mică să stea ascunsă, ca nu cumva, văzându-o, pețitorii să schimbe gândurile. Dar tot venind căutătorii de mireasă la Filofteia, neînțelegându-se la preț, la zestre, tot venind și plecând, tatăl s-a luat de gânduri, până când în mintea lui a încolțit un plan. S-o scoate la măritat pe Filofteia, dar s-o lase și pe Leanca să treacă și ea prin fața pețitorilor. Asta trebuie să mai crească, a adăugat el când oaspetele a rămas cu ochii pe Leanca. Dar eu de asta o vreau de noră, a zis Diță Baltag. Bacă, câr, bacă, mâr, până la urmă al lui Perșe s-a învoit, dar cu o condiție. Mirele să vină și să fure mireasa de ochii lumii, ca și când n-ar fi pe voia tatălui să se treacă peste dreptul celei mari și tinerii să fugă. Apoi, după obiceiul pământului, cu scris se vor împăca, vor face nuntă și toate cele. Era iarnă și, într-o noapte, Junele Baltag a venit cu 7 sănii trase de cai. Fata l-aștepta cu bocceluța la un pârleaz, însoțită de 2 babe. Cum fusese înțelegerea? S-a oprit la biserica din Vulcana, unde popa Nae îi aștepta să le pună cununa. Tocmai când se făcuse schimbul inelelor și era pe terminate Isaia Dănțuiește, s-au auzit împușcături în valea Ialomiței și zarva cetei lui Pârșe, furios chipurile că i s-a furat copila, striga că-l spintecă pe răpitor. Dar ajungând în tinda bisericii, respectul față de Sfântul Lăcaș le-a impus pacea. Urmăritorii au îngenunchiat lângă patrafirul lui Popa Nae, zicând: „Eh, dacă asta a fost voia Domnului, așa să fie, Dumnezeu să vă ajute și să trăiți fericiți.” S-au împăcat, cuscrii au dus plosca la gură și au făcut urările, după care mirii s-au topit în noapte. Ajuns acasă, mireasa a dat jos voalul și bătrânul Baltag a strigat ca din gură de șarpe: „Sluta! Asta e sluta! Ne-a păcălit hoțul de Pârșe!” Baltag cel tânăr a sărit ca ars și a luat armele din ladă, că se duce și îl împușcă pe Pârșe. El vrea mireasa lui, pe Leanca, cea asupra căreia s-au înțeles. „Ești nebun, stai pe loc, vrei să ne facem de râsul lumii? Noi am fost proști, am înghițit gălușca, acum stai și gata, rabdă.” Dar cum să rabde tânărul Baltag, mai ales după ce apucase să zărească privirea galeșe a ochioasei celei mici? A dus-o pe slută în casa din spate și i-a zis cu voce de om rănit: „Tu cu mine treabă n-ai avut și nici n-ai să ai. Dacă vrei să te duci la tatăl tău și la mama ta, ești liberă, îți dau sanie. Dacă nu, stai aici. Un blid de fiertură se găsește. Dar de la mine, mai mult de atât, nu capeți nici bună ziua.” Sluta nu a plecat. Tatăsu-i spusese că dacă se întoarce, o spânzură și o atârnă în pod. După 3 săptămâni a bătut la poarta Baltagului o femeie care zicea că a venit să se tocmească pentru un puț, a vorbit de una, de alta și pe nebăgare de seamă a strecurat în palmele lui Baltag cel tânăr un bilet. „Viu mai pe seară să vă spun ce am hotărât
și dacă ținem voială. Femeia s-a dus. Baltag s-a ascuns în șură și a deschis biletul. Stai să ți-l citesc, pentru că l-am copiat cuvânt cu cuvânt. Ascultă. Dragul meu, stăpânul meu, omul meu iubit, află că acum când citești aceste rânduri, lacrimile durerii mele tot nu s-au uscat și nu se vor usca niciodată. Că nu e de dreptate mai mare decât să mă rupă de tine și să mă închidă cum m-au închis într-o butie goală. De-am stat fără lumină și fără apă 2 zile și 2 nopți, că am îndrăznit să spun tatei că orice ar face el, eu ies și mă arunc în calea ta și mă arunc de gâtul tău că tu pe mine m-ai vrut și tu cu mine te-ai legat să faci nuntă și eu nimănui n-am să-i țes cămașă și n-am să-i spăl decât ție, stăpânul meu, că pe tine te-au ales ochii mei și sufletul meu. Când am văzut că ai descălecat lângă pridvorul nostru și în fața lui Dumnezeu, mai a ta mă știu și nimeni nu va despărți gândul meu de tine. Vino să mă iei, că eu închisă sunt și închisă mă ține de teamă să nu fug și să-l fac de ocară. Dar cine l-a pus să te înșele, dându-ți peste voia ta pe sora mea pe care ar trebui să o iubesc? Dar cum pot eu să o iubesc dacă e atât de căinoasă la suflet că te ia? Deși bine știe că pe mine m-ai vrut și nu pe ea, care s-a lăsat părtașă la minciună cu șiretlic. Vino, dragul meu, și mă scoate din robie, că tu ești arsura sufletului meu și mai bine moartă decât fără tine și mai bine pierită în caznele iadului decât în temnița în care tata m-a strivit de multă iubire câtă mi-am pentru tine și de câtă dorință am să te ajung. Să vii, iubitul meu, și cu topor să vii, să nimicești lacătul de pe ușa șurii și ziua să vii, să știe lumea că nu ne temem de nimeni. Să-mi aduci, dragul meu, cămașă. Să cer mamei tale o cămașă, că nici atât nu vreau să iau de la casa tatălui meu. Iar mamei soacre am să-i țes eu alta de borangic. Și năframă am să-i țes, că te-a adus pe lume pe tine, dragul meu drag. Baltag s-a aruncat în șa cu o întreagă ceată de flăcăi și-a tăbărât în curtea pârșului. I-au pus pistolul în piept, au spart lacătul și-au scos pe leanca din șură. Mi-ai adus cămașă? Ți-am adus. Și-a ridicat din coburi o cămașă ca spumă. Întorceți-vă toți cu privire la zid, că vreau să mă schimb, a poruncit străbunica mea. Flăcăii au mutat țeava pistolului din piept în coapsă, pârșe s-a întors cu fața la zid și flăcăii la fel, numai tânărul Baltag a stat drept și a privit cum aleasa lui aruncă de pe ea catrința și rămâne în mijlocul curții albă ca un stâlp de sare, de lucea soarele pe umerii și pe nurii ei. Să mergem, a poruncit străbunica, după ce și-a pus cătrința, cămașa cea nouă, adusă de străbunicul meu și s-a săltat sprintenă pe calul Baltagului. Dacă te iei după noi sau cauți să ne împiedici, în vreun fel, trag în plin, i-a strigat Baltag lui pârșe și a încălecat pe alt cal, a dus cu socoteală că drumul era lung și greu, iar călărețul grăbit. Pârșe nu s-a luat după ei și nici n-a încercat să-și aducă vreuna dintre fete acasă. A murit singur și averea lui a rămas de izbeliște. În Glodeni, popa n-a vrut să-l cunune, zicând că a fost cununat odată să meargă la divorț. Baltag a zis că la divorț nu merge, dar nici la popă nu s-a mai dus. La început, lumea a tot vorbit în fel și chip de istoria asta. Apoi oamenii s-au luat cu alte treburi, au venit răzmeriță și războaie, alte necazuri, s-au obișnuit să știe că Baltag are 2 neveste. Una slută în casa din spate,
de-i duce mâncare sluga cu tava și alta stăpână în casa din față, care i-a făcut 4 copii. Al patrulea este bunica mea, născută în 1881, căsătorită cu bunicul meu, Ion Nițescu, născut în 8 martie 1878. De câte ori privesc fotografia bunicilor mei, îmi imaginez pe părinților călărind haiducește și parcă nu pe cai zburau, ci pe aripile unei iubiri, cum nu știu dacă se mai află în zilele noastre. Am întrebat pe bunicul, care avea un sertar Doldora de cronici. Așa a fost? S-a încruntat la mine și a zis ca pentru a stopa orice dialog: lumea vorbește multe, du-te acum și du-te în vie, vezi că au mai rămas 2 rânduri neprășite pe marginea dinspre drum. Era clar, no comment. M-am dus la bunica Stăliana. Așa a fost mama dumitale, bunico? Elena sau Leanca, cum mi se zicea, așa s-a purtat și așa s-a întâmplat. A fost frumoasă, iubitoare și aprigă. Pe atunci oamenii știau ce vor. Și n-a mai vrut nici să comenteze nimic. Legenda aceasta a căsătoriei frumoasei Elena, frumoasa Leanca, cu soțul ei, străbunicii mei, am cuprins-o în romanul Podul, publicat la Cartea Românească în 1982. Sigur că numele personajelor au suferit o modificare din necesitățile ficțiunii.